Stăteam și mă gândeam cum lucrează Dumnezeu. Deci Pavel, patriarhul, s-a născut într-o familie modestă, vă spuneam, într-o localitate din Ucraina, Croația, iertați-mă. Atunci nu era. S-a născut în 1914 și ajuns la vârsta de 95 de ani. De altfel, 15 noiembrie, când a trecut la cele veșnice patriarhul Pavle, deci 15 noiembrie 2009. Deci, iată, sunt 10 ani. Sunt 10 ani de la trecerea la Domnul. Și, mă rog, acum ne suntem în 17. Deci suntem într-o duminică, la 10 ani de la trecerea Domnului a patriarhului Pavle, așa a rânduit Dumnezeu să ne adunăm, să ne întâlnim. Mă gândeam, ce interesant, să fie ales patriarh la vârsta de 76 de ani. Deci la 76 de ani a fost ales patriarh. Și când a fost întrebat, cum v-a simțit când v-a ales patriarh? A zis, a fost un șoc pentru mine. Nu m-am așteptat, nici măcar nu am bănuit așa ceva. Aveam 76 de ani, iar la o astfel de vârstă, este foarte nevoie să încep ceva nou. Deci de la 76, iată, la 95 de ani, a rânduit Dumnezeu. Deci, după șocul acela, spune, asta a fost seara, dar dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Ziua următoare mi-am venit în fire și am început să mă gândesc de unde să încep. Care este primul lucru de care să mă apuc? Știți cum este? Sunt lucruri posibile, lucruri imposibile și lucruri pe care ești dator să le faci. Simțul datoriei și împlinirii, iată ceea ce este important. Deci, la 76 de ani, după ce stătuse 33 de ani în Kosovo și Metohia ca episcop, după aceea arhiepiscop de Peci, la 76 de ani să începe această lucrare duhovnicească, pentru că rămâne pentru noi un exemplu rar întâlnit. Modestia, smerenia, vă dați seama, lumea era atât de obișnuită, de aceea au și venit probabil un milion de oameni la mormântarea sa, era obișnuită în tramvai, se întâlneau pe stradă, mergea foarte mult pe jos cu diaconul. Avem și momente mai, care sunt prinse și în carte, momente așa pline de umor, când un preot cu o mașină destul de așa, de ultimul tip, a vrut să-l ia și Sfinția voastră, unde să mă duc? Și bineînțeles că patriarhul i-a dat un răspuns oarecum așa, dar cum veți vedea, patriarhul Pavel al Serbiei, când se ducea la mănăstire, mai ales la mănăstirea lui de Metanie, el avea spiritul acesta practic. Vă dați seama, crescut într-o familie modestă, tatăl său a trecut la cele veci și era foarte mic. Avea, nu știu, o soră care mise, s-a recăsătorit tatălui, au fost mai mulți copii. Deci după ce a trecut la cele veci și tatăl său, după aceea mama a rămas în grija bunicii și a mătușii lui. A dus o viață destul de austeră și așa a rămas până la capăt. Repara, spre exemplu, dacă se ducea la mănăstirea de Metanie, când era patriarh, chiar îi spunea la un moment dat starețului, zice, părinte, cât să vă datoresc când mi-ați acordat ospitalitate. Dar zice, v-am reparat. Deci se pricepea să repare orice, acolo, uși. Deci avea această viziune. Și, deci, nu unde repara chiar pantofii. Sau, mă rog, încălțămintea călugărilor și toate ce n-au. Și zice, părinte, stareți, dacă fac un calcul așa, cred că îmi sunteți dator. S-ar putea să mai dați ceva înapoi. Deci avea această simplitate. Cine îl vedea, vă dați seama, nu avea. Și ceea ce a ales el din această rânduială călugărească, s-a dedicat permanent oamenilor. Avea această deschidere, deci după Sfânta Liturghie și după celelalte, se dedica
oamenilor, îi asculta, stătea până la vecernie, stătea și îi asculta. Avea o dragoste de oameni rar întâlnită. E ceva, haideți să spunem, atipic, cum suntem noi obișnuiți să... De aceea, nu știu, acest chip, care este un chip al blândeții, dar și al seriozității așezei monahale pe care... Așa, vă rog.